Salut, sunt Adrian Boioglu și astăzi vreau să-ți arăt o chestie foarte interesantă. Am să-ți arăt cum poți să faci rost de cadouri, fie că vrei un iPhone, un iPad sau alte jucării și gadgeturi pe care nu ți le poți permite atât de ușor și de fiecare dată când le vrei, cu niște pași foarte simpli. Discutăm despre înscrierea pe un site, apoi trebuie să faci niște pași de ceruți de acel site și primești un cadou. Ceea ce vreau eu să-ți arăt este cum am primit eu un iPad mini și am să-l desfac, am să-l desigilez chiar în fața ta. Haideți să vedem. Este sosit de pe Amazon... Amazon Europe, adică Amazon UK mai degrabă, este venit pe adresa mea, nu știu cât se vede aici în numele, Adrian Boioglu, și este trimis de către magazinul respectiv. Este cumpărat de pe Amazon pentru că am să explic în textul care însoțește acest video de pe boio.ro că acest iPad a fost comandat de ei de pe Amazon pentru că era mai ușor de expediat în România. Ok, încercăm să desfacem cutia. Și în cutia de carton de la Amazon se află o chitanță și o cutiuță foarte drăguță cu un Apple iPad mini. Sper că poți vedea. De culoare neagră sau mai degrabă space gray. Hai să vedem ce mai avem în cutie. Avem o chitanță care spune un Apple iPad mini, spune cine l-a comandat și că este venit pe adresa mea din România. Bun, nu contează, e o persoană fizică aici, un oarecare Richard Gibson, nu contează atât de mult. Hai să-l desfacem. L-am desfăcut în fața ta și în fața camerei pentru că am vrut să mă asigur că nu mi-au trimis cartofi sau altceva. Se mai poate întâmpla. Nu e o țeapă chestia asta și ca să fiu clar, este vorba despre site-ul care se numește FreebieJeebies. Știu, are un nume ciudat, chiar amuzant poate. Acest site FreebieJeebies îți oferă cadouri dacă urmezi niște pași. Eu i-am urmat pașii ăștia la îndemnul unui prieten și am mai scris de fapt despre el pe boio.ro. I-am urmat la îndemnul unui prieten care mi-a zis că am reușit să fac rost de un telefon. Nu l-am crezut inițial, am zis că e una dintre multele țepe de pe internet. E bine, nu, iată că acest site freebiejeebies.co.uk, am să-ți dau toate detaliile în postul care însoțește acest video de pe boio.ro. E bine, acest site chiar îți trimite cadourile pe care le vrei. Bun, desfacem cutia. O pun puțin pe masă ca să pot să o desfac mai bine și mai repede. Și în cutie avem un iPad mini. Am să încerc să-l desfac chiar în fața voastră. Mai întâi de toate, pentru că vine din UK, din Marea Britanie, vine cu un încărcător de Marea Britanie. Asta se poate rezolva foarte simplu. E un adaptor pentru România. Ce mai avem aici? Mai avem manualele și un cablu special pentru încărcarea lui, cablul USB. Bun, acesta este iPad-ul. O să-l desfac chiar aici în fața voastră. Apropo, scuze pentru calitatea acestui video. Este filmat cu webcam-ul de la laptop, de la un MacBook Pro, pentru că am preferat să-l fac mai repede și să arăt tuturor despre ce este vorba și îl deschidem pentru prima dată, dacă are și baterie. Acolo mă vezi pe mine. Este vorba despre un iPad mini Retina de 16 GB Wi-Fi. Ai fi putut să strâng mai multe puncte pe acest site și să cumpăr, să achiziționez cu acele puncte. Și după cum vedem, deja apare hola, hello, bonjour și așa mai departe. Deci iPad-ul este ok, îl trecem pe limba engleză, îi spunem că stăm în United States, ne cere să ne conectăm la o rețea, hai să-i punem și parola de la rețea Wi-Fi, ca să vedem că este un iPad adevărat și funcțional. Mi-a găsit această rețea, durează doar câteva secunde. Bun, s-a conectat la rețea și acum îmi spune că vrea să activeze iPad-ul. Vrem să dăm Enable Allocation Services.
Vrem să restore from my iCloud backup. Ne cere username-ul și parola de la iCloud. Așa că pun aceste detalii. Durează doar câteva secunde. Am o parolă mai complicată, ca să fie mai ușor de, mai greu de ghicit de persoanele care vor să se folosească de această parolă de a contului meu de iTunes. Îi dăm agree la Terms and Conditions și îmi spune că durează câteva minute ca să se seteze. Este într-adevăr un iPad. Încerc să vă arăt acum faptul că este un iPad Retina Display. Nu știu dacă scrie aici ceva pe el în sensul ăsta. Îmi spune că a găsit niște backup-uri aici de la un iPad al meu și un iPhone. Am să-l like pe cel de la iPad și am să-l folosesc. Este din 12 ianuarie, puțin mai vechi, dar acum urmează să-mi facă restore. Evident, ia setările. Am să-ți arăt aici de la vechiul meu iPad și anume de la un iPad generația 1, care este un iPad de 16 GB, variantă 3G, un iPad pe care îl folosesc foarte, foarte mult și în momentul de față, cel puțin pentru partea de citit, pentru jocuri, pentru copil și așa mai departe. Ei bine, acest device, vă spuneam, a venit datorită site-ului freebiegbies.co.uk. Există mai multe variante ale acestui site și spuneam că ai posibilitatea să câștigi numai un iPad Retina Display, așa cum am făcut eu, ci și un iPhone, chiar un iPhone 5S, dacă vrei, sau 6, sau ce urmează să apară după el. Dar device-urile pe care le oferă ei sunt și PlayStation-uri sau alte jucării. Ai de făcut niște pași foarte ușor de urmat și după aceea trebuie să convingi niște persoane să se alăture acestui demers al tău. Dacă pot spune așa, este ca un fel de joc piramidal. Este un joc piramidal nu în sensul rău, așa cum știm noi, Caritasul sau alte jocuri piramidale, ci un joc piramidal bun care te ajută să câștigi device-uri parcurgând niște pași foarte simpli și cu o cheltuială mică sau chiar fără nicio cheltuială din partea ta. Evident, acest device a venit în România, nu am plătit absolut niciun leu pentru expedierea lui. Tot ce a trebuit să fac, a trebuit să demonstrez că pașii au fost respectați corect pe freebiegbies.com, au niște condiții acolo destul de stricte și mai mult decât atât, a trebuit să îl aștept, a durat, nu știu, să vină din Marea Britanie până în România, probabil câteva, eu știu, o săptămână jumate, două. A durat ceva mai mult și din cauza vremii de afară, ne-a prins între timp codul galben, roșu, portocaliu și așa mai departe și atunci el a sosit mai greu. Mi-a venit direct la ușă prin UPS, chiar am să-ți arăt acel traseu, a venit direct cu avionul din Marea Britanie până în România și după aceea, uite, iPad-ul se restartează acum. Și după aceea din București a ajuns la Constanța, aici unde stau eu. Totul a fost în regulă cu el. Este un iPad funcțional 100%, space gray de 16 GB, ți-am spus, puteam să-mi aleg orice alt premiu, chiar și un iPhone. Și probabil că dacă voi merge mai departe cu acest site și voi rămâne nu client până la urmă, o persoană înscrisă pe acest site, pe freebiegbies.co.uk, voi mai încerca să obțin și alte produse. Pot să spun că recomand acest site pentru că au fost serioși, s-au ținut de cuvânt, chiar dacă condițiile au fost foarte, foarte stricte și la un moment dat credeam că este doar o mare păcăleală. E bine, iată că până la urmă s-au ținut de cuvânt și acum pot să vă arăt acest iPad că a ajuns în mâinile mele. Am să descriu în postul de pe boio.ro toți pașii și îți urești și ție să câștigi produse. Atenție, nu este vorba despre o tombolă, ci de urmat niște pași destul de simpli, iar dacă îi urmezi, vei avea de câștigat asemenea produse, cum am câștigat eu acest iPad mini Retina Display de 16 GB, varianta Wi-Fi. iPad-ul cred că a ajuns la, îmi spune că update-ul este gata, îmi cere din nou parola de iCloud, hai să mă gândim din nou parola. Încerc acum să-și updateze setările de iCloud.
spune că vrea să se conecteze și la iMessage și la FaceTime și să-i active sau mai iPad, o parolă pentru Find My iPad și după ce îi pun acest cod, îmi spune că vrea să folosească iCloud Keychain. Ok, vrem să folosim și Siri și să-l înregistrăm la Apple. Iar acum acest iPad care are deja e 7. Să vedem și ce versiune, cu ce versiune vine pe el. Imediat, mai cerem încă o dată parola de iCloud o grămadă de ori. Mergem în setări, la General, About și mi se spune că are într-adevăr 16 GB și este cu versiunea de 7.0.4, iOS 7.0.4. Încerc acum să fac restore la toate aplicațiile mele de pe iPad, așa cum le am și pe iPad-ul vechi. Este în stare de funcționare, așa cum vezi, și merge foarte, foarte bine. Bun, îți recomand freebgb.co.uk. Au fost foarte serioși, deși până în ultima clipă nu am crezut că vor fi serioși. Iată că s-au dovedit serioși și în felul acesta poți să câștigi și tu o grămadă de jucării, de gadgeturi. Au și chestii foarte, foarte mici. De exemplu, am văzut un iPod Shuffle care este foarte, foarte ușor de câștigat cu mult mai puține puncte și în felul acesta poți să câștigi un dispozitiv care te poate ajuta atunci când vrei să asculți muzică sau podcasturi, așa cum fac eu de foarte mult. Îmi spune că restore-ul este incomplet. Ignorăm. Vedem mai târziu care este problema cu el. Cert este că am câștigat un iPad mini Retina Display de 16 GB de pe freebgb.co.uk, un site pe care îl recomand și ți-am spus, voi explica pașii prin care și tu poți să faci același lucru. Asta e, sunt Adrian Boioglu pentru boio.ro. O zi mai bună!